Relaxarea și răsfățul continuă pentru Adelina Pestrițu, aflat în vacanță în Thailanda. Vedeta îmbină utilul cu plăcutul, peisaje de vis, mâncăruri fine și mult, mult soare. De asta are parte bruneta. Adelina Pestrițu și-a luat valiza și a plecat în paradis, mai exact în Thailanda, unde se bucură la maximum de soare și de peisajele de vis. Adelina petrece și se relaxează în fiecare secundă pe care o stă în Thailanda. În plus, își etalează și formele perfecte, pentru că în ultima perioadă a slăbit mult și a pus alte silicoane și arată mai bine ca niciodată. Pe deasupra are un bronz de toată frumusețea. Cu siguranță toată lumea întoarce capul când o vede pe românca noastră. Adelina s-a trezit cu noaptea în cap, a luat micul dejun și a ieșit să-și expună corpul la soare. Ce frumos e să ai parte de o așa dimineață într-o locație spectaculoasă! Cu așa frumusețe în jur, nici somn nu mai are. Ziua se bucură de razele soarelui, iar noaptea de sunetul naturii. După o zi în care s-a plimbat peste tot, Adelina s-a întors în resortul de lux în care este cazată, dar nu s-a pus la somn până când nu s-a filmat. Îmbrăcată doar cu o cămașă albă, bruneta a apărut într-o ipostază foarte sexy. Se pare că Adelina e fascinată de locația în care se află. A fost cucerită de bunătățile gastronomice, de peisajele încântătoare, dar și de natura incredibilă. Trebuie să recunoaștem că suntem puțin invidioși când vedem. Nici nu ai cum să nu fii când vezi așa răsfăți.